mic oraș cu oameni mari. A fost odată un mic om cu vise mari. El s-a gândit că întemeierea unui oraș va bucura multă lume. Așa că a bunicit și a întemeiat orașul Medivir. Oamenii sunt foarte bucuroși în acest oraș cu strămoțe micuțe. La început, el s-a gândit că un palat al copiilor va fi foarte bine integrat în acest piesa de lume. Așa că a construit unul, numindu-l Palatul Comunal, care în prezent a devenit sediul primăriei municipiului Medivir. În centrul orașului se află încă de pe atunci cinematograful, iar câteva statui înfrumusețeau intrarea în acesta. Pe parcurs, clădirile au devenit din ce în ce mai moderne. Încet, încet, s-au construit școli și licee, iar primăria a fost și amodernizată. Cândva, Medivir avea mai multe obiective turistice, cum ar fi Geamia Turcească, Palița, Sinca Sfinții Petru și Pavel, Monumentul Eroilor Patriei, Muzeul, Mausoleul Eroilor Sârbi, Croați și Sloveni. Între timp, construindu-se și altele. Medivir este unul dintre cele mai vechi orașe din Dobrogea. Multora dintre locuitori deplac plimbările pe paleze deoarece peisajul este mic. Medivir este în prezent un oraș care merită vizitat într-o vizitare care turistice. Acest oraș ne introduce în lumea sa de bază, unde oamenii sunt primitori, calzi și iubitori. Medivir este orașul nostru de suflet, cu care ne mândrim și pe care îl vom iubi mereu.